ziua și bine v-am găsit la prezentarea rezultatelor studiului sociopolitic realizat de către compania Dati Inteligentia pe parcursul lunii ianuarie 2021. Eu mă numesc Veronica Ateș, sunt directoare departament cercetare în cadrul companiei Dati Inteligente și voi fi cea care va prezenta rezultatele acestui studiu. Înainte de a trece, să vă spunem care sunt tendințele ce ține de partea politică și socială, aș vrea să mă adresez reprezentanților mass media. Deci, în timp real, puteți să luați rezultatele studiului de pe canalul nostru de Telegram, t.me/datiinteligente. De asemenea, pentru cei care doresc să adreseze întrebări, o pot face printr-un SMS la numărul de telefon 621-660-60. Vă rog frumos, atunci când adresați întrebarea, să specificați numele, prenumele, cine adresează întrebarea, instituția pe care o reprezentați și, desigur, să nu uitați de întrebarea propriu-zisă. De asemenea, ca o remarcă, fiindcă la conferințele trecute la fel am avut întrebări, dar care nu reușeau cumva să ajungă la timp, deci vă îndemn să nu așteptați sfârșitul conferinței pentru a adresa întrebări, dar să o faceți imediat când vă apare această întrebare, din cauza că există un pic de distorsiune în timpul prezentării și înregistrarea propriu-zisă pe care dumneavoastră o vedeți live. Ca de obicei, deci de la fondarea companiei Dati Inteligente și până acum, deci de fiecare dată depunem efort să venim cu produse sociologice noi, inovative. Iată și de data aceasta, deci chiar de la începutul anului 2021, am venit cu un produs nou, barometrul mass media, care reflectă mai multe aspecte ale percepției consumatorilor față de sursele din Republica Moldova. Rezultatele acestui studiu pot fi găsite pe pagina noastră de Facebook, de Telegram și desigur că ne puteți apela pentru cei care încă nu au văzut rezultatele pe adresele noastre de e-mail sau la numărul de telefon. Ca o trecere în revistă despre principalele rezultatele ale barometrului mass media, aș vrea să spun că cel mai privit post TV este Prime, cel mai privit post pentru post TV pentru emisiuni de divertisment este Jurnal TV, pentru reportaje și știri, deci este postul Pro TV, pentru evenimente curente, deci pentru informare. Populația Republicii Moldova utilizează, deci se informează de la Moldova 1. Pentru, deci, cea mai des privită emisiune este Vorbește Moldova. Cel mai privit prezentator da, TV este Natalia Morar. Postul de radio care este ascultat cel mai des de către radioascultători este Radio Noroc. Site-ul de știri care este accesat cel mai des pentru știri este Știri MD și desigur că nu o să lăsăm nici ziarele, cel mai des citit ziar este Komsomolskaya Pravda Moldove. Deci cam acestea sunt rezultatele principale ale acestui studiu. Pentru mai multe detalii, cum vă spuneam, puteți să găsiți informații pe paginile noastre de Facebook și Telegram și pentru alte informații care vă interesează. Acum, nemijlocit, aș vrea să trec la scopul deci, conferinței de astăzi și anume prezentarea rezultatelor studiului sociopolitic. Deci, am depus efort deci, să realizăm ca de lunar, deci ca de fiecare dată, acest studiu sociopolitic pentru a vă aduce la cunoștință care sunt principalele schimbări pe scena politică, nivelul de încredere, intenția de vot și alte aspecte pe care acuși vi le prezentăm. Sigur că rezultatele nu pot fi bune dacă nu este o metodologie foarte bună, bine pusă la punct. Deci, de data aceasta avem un eșantion de 1264 de chestionare, care este reprezentativ la nivel național pentru populația adultă. În cadrul acestui eșantion, deci avem și 1,2% de cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc pe teritoriul Transnistriei. Chestionarele au fost colectate telefonic în cadrul a două cercetări de tip omnibus. Deci în luna ianuarie compania noastră a realizat două studii de tip omnibus.
unul din ele a fost în cadrul barometrului mass media despre care v-am vorbit anterior și altul care recent le-am finalizat. Perioada culegerii acestor date, deci este 15 ianuarie, 31 ianuarie 2021, eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 2,7%. Aici, de asemenea, puteți vedea și structura eșantionului după astfel de parametri ca sex, categorii de vârstă, etnie și alte, și alte categorii. Așa. Și prima întrebare care cumva deci, ne ține o diagnoză al studiilor sociopolitic, da, întrebarea tradițională. În opinia dumneavoastră, lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție corectă sau într-o direcție greșită? Deci, atenție, aici, pe scala respectivă, avem trecute doar răspunsurile, direcția este corectă. Și dacă ne uităm atent, vedem că am început, deci aici este prezentat rezultatele studiilor noastre lunare, începând cu luna august 2020, atunci când nivelul persoanelor care au spus că direcția este corectă a început de la circa 14%, vedem că în septembrie s-a menținut, în octombrie a ajuns la 15,6%, în noiembrie la 18%, în decembrie 2020 la 27% și vedem că în ianuarie 2021, circa 41% din populația Republicii Moldova susțin că direcția este corectă. Probabil că vă întrebați ce s-a întâmplat pe parcursul acestor luni, că așa de rezultatele sunt destul de... Deci, tendința este în creștere, dar au suferit așa schimbări. Deci, întotdeauna când e vorba de sărbători, oamenii sunt mai fericiți. Da? Și asta este una din explicații. Deci, au fost sărbătorile de iarnă, care ne întâlnim cu prietenii, cu rudele, și lucrul ăsta influențează și asupra rezultatului, scorului respectiv. De asemenea, tendința am observat-o imediat după alegerile prezidențiale, atunci când acest indicator, deci în decembrie, imediat după alegerile prezidențiale, a crescut la 27%. Deci acestea ar fi cam unele din explicațiile de ce crește acest procent atunci când e vorba de direcția este corectă și ce anume îl influențează. O altă întrebare care am adresat-o respondenților noștri a fost: sunteți pentru sau contra organizării unor alegeri parlamentare anticipate în anul 2021? Și observăm că din rândul populației 70% din respondenți sunt pentru organizarea unor alegeri parlamentare anticipate pe parcursul anului 2021. Vedem că 22% sunt contra, dar avem și un procent de circa 8% care nu știu sau nu pot să ne răspundă la această întrebare. O altă întrebare: considerați că Republica Moldova trece în prezent printr-o criză politică? Și vedem că în opinia marii majorități, deci 88% susțin că da. Deci la moment în Republica Moldova există o criză politică. 8% susțin că nu și avem deci circa un 3% care nu au putut să răspundă la această întrebare. O altă întrebare, deci întotdeauna în cadrul barometrului și în cadrul barometrului sociopolitic, deci depunem efort ca într-adevăr să avem întrebări care sunt interesante la ziua de astăzi. Și în cazul întrebării respective, cine în opinia dumneavoastră ar trebui să conducă Guvernul Republicii Moldova în calitate de prim-ministru? Și aș spune eu că prima personalitate politică care apare și se bucură de votul a 23% este domnul Vladimir Voronin. A doua personalitate politică care apare este domnul Pavel Filip cu 13%. La fel interesant este că a apărut și personalitatea politică atunci când i-am întrebat cine ar dori să conducă Guvernul Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc cu 13% la fel, Andrei Năstase 12%, Ilan Șor 11%, domnul Igor Dodon 9%, doamna Maia Sandu 5,3%,
Și avem și alte personalități care au acumulat mai puțin de 2%. Printre ele regăsim Alexandru Slusar cu 1,5%, Octavian Țicu cu 1%, Zinaida Greceanu, Dorin Chirtoacă, Ion Sturza, Ion Ceban, Igor Munteanu. Mai sunt și așa răspunsuri ca Igor Grosu, Vasile Costiuc, Monica Babuc, Sergiu Postică, dar și alte răspunsuri. Paradoxal sau nu, dar premierul care a fost înaintat de către președintele țării, doamna Maia Sandu, Natalia Gavrilița, nu a fost numit de niciun respondent. Sigur că trebuie să atragem atenția că nu era încă înaintată candidatura doamnei Natalia Gavrilița în timp ce noi am derulat sondajul. O altă observație care aș vrea să o fac aici, deci observăm că liderii care se bucură de obicei în sondaje de încredere, domnul Igor Dodon și doamna Maia Sandu, cumva în viziunea populației nu sunt văzuți ca în funcția de prim-ministru. Probabil că populația îi vede în alte funcții, de președinte de stat. Da. Așa. Următoarea întrebare. Sunteți pentru sau contra următoarelor lucruri? Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci sunt pentru 68% din populația Republicii Moldova. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Economică Euroasiatică. Deci aproape jumătate din populație, 48%, susțin această opțiune. Unirea Republicii Moldova cu România. Deci este susținută de circa 37% din populație. Și o altă opțiune, aderarea Republicii Moldova la NATO. Deci sunt pentru susțin această opțiune 28% din populație. Și dacă tot populația își dorește alegeri parlamentare anticipate, marea majoritate, deci o altă întrebare la acest subiect care am adresat-o respondenților a fost: când considerați că vor avea loc următoarele alegeri parlamentare? În primăvara anului 2021, deci susțin în opinia a 40% din cetățeni, vara anului 2021, 9%, toamna anului 2021, 15%, pe parcursul anului 2022, circa 5% din populație, nu vor fi alegeri anticipate și vor avea loc conform calendarului electoral, deci ciclului electoral, în anul 2023, susțin 16%. De asemenea, nu putem să atragem atenția că circa 15% din populație nu au știut ce să răspundă la această întrebare, fie au refuzat să ne spună cum ei consideră. Deci, din această întrebare observăm că 40% susțin că totuși alegerile parlamentare anticipate vor avea loc în primăvara anului 2021. Numiți o țară cu care Republica Moldova are la moment cele mai bune relații externe. Și observăm că prima țară cu un scor detașat de toate celelalte a fost numită România cu 46%, după care urmează Rusia cu 24%, deci practic fiecare a patra persoană a numit Rusia, Ucraina 7%, Germania 2%, SUA 1,5%, Turcia 1,4%, Italia 1,3%, Belarus 0,6% și am avut și opțiunea alte țări, în care respondenții au putut numi și alte țări, care au acumulat în total 2,4%. De asemenea, avem circa 14% care n-au știut ce să ne răspundă la această întrebare. Dacă observați și întrebările anterioare care le-am prezentat, există un circa 15% din populație care, aș spune eu, că nu sunt informați ce se întâmplă pe scena politică a Republicii Moldova, fie nu îi interesează, da? Tot ce ține de partea politică. O altă întrebare care am măsurat-o, deci indicatorul de încredere în personalitățile politice. Cât de multă încredere aveți în următorii politicieni? Și am avut o scală de la 1 la 5, da? Și vedem că, deci, ce a presupus această scală? Foarte mare încredere, medie, mică și deloc. Deci, practic, bordeaux este foarte mare, roșu mare, deci, și așa în descreștere, așa cum sunt prezentate pe diagramă. Și vedem că topul
la încredere, este condus de Partidul Acțiune și Solidaritate, în care, deci, fiecare a patra persoană are foarte mare încredere. Și dacă ar fi să cumulăm procentul de foarte mare încredere și mare încredere, am vedea că circa 40% din populație îi dau vot de încredere acestui partid, 19% o încredere medie și 21%, deci 10% și 21%, circa 30% au mică sau deloc în acest partid. Următorul în topul încrederii populației este Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și vedem că deci 17,3% din populație are foarte mare încredere, 14% are mare încredere, 13% medie, 8% mică și un procent de 37% care nu au, deci deloc nu au încredere în acest partid. Partidul politic Șor. Deci circa 15% din populație au foarte mare sau mare încredere în această formațiune sociopolitică. Încredere medie 12%, încredere mică 12% și deloc, deci jumătate din populație nu au încredere în această formațiune politică. Partidul nostru, deci la fel circa 15% au încredere foarte mare și mare, 18% medie, 15% mică și 41% deloc. Partidul politic Platforma DA. Deci circa 14% au încredere foarte mare și mare, 14% medie, 16% medie, pardon, 14% mică și deloc 41%. Ce aș vrea să remarc aici? Deci întotdeauna sunt unele partide care apar pe scena politică în campania electorală. Cumva în restul anului, da, anilor, am putea spune cu unele alegeri, deci cu mici excepții au loc odată la 4 ani, deci sunt inactive. Da? Și în cazul de față observăm unele discrepanțe, deci partidul nostru la alegerile prezidențiale s-a bucurat, în campania electorală a fost foarte activ. Pe parcurs, deci lunile următoare, imediat după alegeri, cumva deja nu era atât de activ și vedem că și votul încredere al populației a scăzut. Un alt partid care a înregistrat schimbări este Partidul Politic Platforma DA, care în campania electorală, deci dacă să ne uităm rezultatele sondajelor anterioare în lunile noiembrie, decembrie, se bucura de încrederea mai puțin partea populației, în cadrul sondajului respectiv înregistrează o mică creștere. Sigur că nu putem nega aici, pe această diagramă, să observăm că totuși există undeva, dacă să luăm o medie, ar fi o treime din populație care nu are încredere în nicio formațiune sociopolitică. Da? Fie nu au răspuns și iarăși vedem cu un procent de la 10 până aproape la 15, nu au știut ce să ne răspundă sau au refuzat să răspundă la această întrebare. Următoarea întrebare ține de intenția de vot. Deci în cazul în care vor avea loc alegeri parlamentare duminica viitoare, pentru ce partid ați vota? Deci aici este procentul din total respondenți, deci mare atenție vă rog. Deci și topul este condus de Partidul Acțiune și Solidaritate cu 25%, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 22%, Partidul Politic Șor 7%, Partidul Nostru 3,3%, Partidul Politic Platforma DA 3,2%, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 2,2%, și celelalte partide au acumulat mai puțin de 1%, Partidul Democrat, Partidul Unității Naționale, Partidul Liberal Democrat, Mișcarea Unirea, Partidul Politic Pro-Moldova, Partidul Politic Pace, au fost numiți și unii candidați independenți și alte partide care au fost nominalizate, dar au acumulat 0,4%. Deci, aici observăm că sunt unele partide care în perioada electorală se activizează și au mai multă populație, deci sunt vizibile și sunt, au vot de încredere din partea populației și ulterior după alegeri, iarăși vedem că procentul lor scade.
Nu am putea să trec la următoarea întrebare fără să remarc următorul lucru. Deci avem 9% din populație care nu ar vota, deci nu ar participa la scrutinul electoral. Avem fiecare a cincea persoană care nu știe cu ce partid să voteze și respectiv, ca sugestie pentru partidele politice, este un bazin destul de mare pentru cei care nu știu cu ce partid să voteze și un 4% care nu au vrut să răspundă la această întrebare. Dacă sincer, anterior exista o reticență mai mare rândul celor care nu doreau să răspundă. Dacă alegerile parlamentare ar fi organizate duminica viitoare, deci aici este procentul din celor care au manifestat intenție de vot. Da? Și vedem că 38% este pentru PAS, 32,8% PSRM, Partidul Politic Șor, 11% circa, Partidul Nostru 5%, același scor are și Partidul Politic Platforma, da, PCRM 3,3% și după cum v-am menționat și la întrebarea anterioară, celelalte partide au acumulat mai puțin de 1%. Și acum, sigur că întrebarea este cine vor accede dacă duminica viitoare vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate. Deci cine vor fi aceste formațiuni sociopolitice care vor accede în Parlament? Și sigur că câte mandate vor lua aceste formațiuni. Deci avem Partidul Acțiune și Solidaritate, 44 de mandate, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, 38%, Partidul Politic Șor, 13 mandate și Partidul Nostru, 6 mandate. După cum observați, deci dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare, niciun partid n-ar lua majoritate. Deci, practic, PAS ar lua cel mai mult 44 de mandate, dar nu suficient ca să aibă majoritatea mandatelor. Tradițional, în sondajele noastre, întrebarea în ce politician din Republica Moldova aveți cea mai mare încredere? Aici a fost un singur răspuns. Deci și vedem că doamna Maia Sandu se bucură de încrederea a 40% din populație. Domnul Igor Dodon de 31%, Ilan Șor 8,3%, domnul Vladimir Voronin 5,4% și mai avem așa personalități politice ca domnul Renato Usatăi 4,7%, Ion Chicu 2,7%, Ion Ceban 1,7%, Octavian Țicu 1,2%, Andrei Năstase 1,1%, Dorin Chirtoacă 0,8%, inclusiv domnul Dorin Chirtoacă are mai puțin de 1%, deci au mai fost analizate așa personalități ca Irina Vlah, Zinaida Greceanu, Violeta Ivanov, Pavel Filip, Vlad Filat, Gheorghe Cafcaliuc, Marian Lupu. Un pic, dacă observați, să comparăm cu încrederea pe cine văd în calitate de prim-ministru, vedem că, practic, personalitățile sunt un pic diferite. Deci, în funcția de prim-ministru, totuși, populația consideră, susține că trebuie un alt tip de tipaj de personalitate politică. Cam asta au fost rezultatele acestui studiu. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru atenție și nu înainte să mi-au rămas bun de a verifica dacă am vreo întrebare. Da, la întrebarea cu premierul, era o întrebare deschisă sau era cu variante de răspuns? Chiar acum o să o găsesc. Deci era o întrebare deschisă, unde fiecare putea să numească o personalitate care o vede în funcția de prim-ministru. Da, și dumneavoastră spuneați că Natalia Gavriliță nu a fost nominalizată pentru că în perioada în care s-a desfășurat sondajul încă nu era desemnată. Totuși, deci sondajul a fost până în 31 ianuarie și Maia Sandu anunțase la 27 ianuarie. Vedeți că n-a fost cuprins de toată perioada sondajului. Da? Practic la asta m-am referit atunci când am spus. Și oricum, deci observați că în cadrul sondajului doamna Natalia Gavriliță nu a fost menționată de vreun respondent. Au fost ultimele zile de colectare a datelor, fiindcă marea majoritate a chestionarelor a fost colectată anterior. Adică?
Începerea culegerii a început pe 15 ianuarie. Da? Așa. Deci nu ne putem referi la toată perioada. Da? Și câți operatori au muncit? La acest sondaj au muncit 43 de operatori. Dumneavoastră spuneți că au făcut cele mai multe în prima parte. Exact. Păi da, dar mai rămăsese 4 zile. 4 zile. Și... De obicei, în ultimele 4 zile, deci, se fac verificări intense și pur și simplu, deci numărul care a fost anulat din careva motive din chestionare sau, deci, practic, se colectează în ultimele zile. Dacă doriți mai multe detalii câte chestionare am colectat în ultimele 4 zile, pot ulterior să vă spun. Și întrebarea cu politicienii. Încrederea în politicieni. Nu, era o întrebare în care dumneavoastră spuneați de politicieni, dar apăreau partidele. Precedentă. Asta. Nu, aici am la partide. Întrebarea e cât de multă încredere aveți în următorii politicieni. E o eroare. Este o eroare de text, pur și simplu. Deci e vorba de încrederea în partide, vedeți după diagramă. Așa, și ați spus că ați inclus 2,1%, da? Ăsta e procentul. 1,2% din stânga Nistrului. Da? Cum ați ajuns la acest... Deci sondajul se face telefonic și există populații din stânga Nistrului care au numere de telefon din Republica Moldova. Deci fie că lucrează la noi pe teritoriul Republicii Moldova sau, într-adevăr, rețeaua de Orange sau Moțel prinde și acolo. Și noi când realizăm sondajul de opinie, deci se realizează și există o proporție de telefonie fixă, da? Și o proporție de telefonie mobilă. Se face o selecție aleatoare, deci noi nu cunoaștem deci pe cine. Deci la cei din stânga Nistrului ați ajuns întâmplător. Exact, întâmplător. Dar atâta timp cât ei sunt cetățeni, noi ne asigurăm de fiecare dată că au 18 ani și sunt cetățeni ai Republicii Moldova, au putut să ne răspundă la întrebări, dar procentul lor este mic pentru a influența per general rezultatele studiului. Și întrebarea cu direcția corectă, greșită, da. E surprinzătoare cifra. Dumneavoastră spuneați că ar fi influențată cumva de perioada sărbătorilor, exact. Dar nu cumva e legat și de faptul că a fost ales un nou președinte, a demisionat un guvern. Exact. Deci sunt mai mulți factori care influențează. Deci de-a lungul anilor, de fiecare dată, deci sunt anumite lucruri care influențează răspunsul la această întrebare. Eu v-am spus două din ipotezele mele ce au influențat. Sigur că trebuie o analiză mult mai adâncă pentru a găsi care sunt explicațiile. Dar pot să vă spun că noi de obicei ne stăruim ca în perioada sărbătorilor să nu realizăm sondaje. Observați că și colectarea datelor respective a început-o de pe 15 ianuarie, imediat după 14, da, când se sărbătorește, fiindcă răspunsurile indirect sunt influențate de starea de bine al oamenilor. Și în timpul sărbătorilor noi suntem mai liniștiți, mai calmi, ne bucurăm de prezența rudilor, prietenilor și sărbătorile, chiar și fieria luminilor și alte aspecte ne influențează această stare de bine și sigur că suntem mai împăcați și respectiv și cu sine și cu toți în jur și direcția este corectă. Asta e un factor. Unul din factori, ceea ce a spus dumneavoastră, deci au avut loc alegeri, societatea era divizată, dacă vă amintiți, deci un pic mai bulversată, fiindcă campania electorală pentru alegerile prezidențiale a fost destul de intensă, da? Cu diferite apariții pe scena politică, foarte multă publicitate electorală care era și la TV și radio și pe panouri stradale. Deci cumva după alegeri vedem deodată că procentul celor care consideră că direcția este corectă de 27%, deci a crescut cumva populația s-a liniștit, da? Deci deja și-au efectuat, și-au ales opțiunea fiecare, a fost ales un președinte și deja fiecare revine și își urmează calea sa. Dar care e rata de refuz? Pentru că telefonic e mai complicat să realizezi chestionare. Într-adevăr, deci din statisticile noastre nu pot să vă spun acum legat de acesta, dar la fel vă pot răspunde ulterior, deci fiecare a șasea persoană apelată ne răspunde. Dar în timp vreau să vă spun că anterior era mult mai dificil de realizat sondaje telefonice, fiindcă era ca durată ca și cum le-a realizat față în față și uneori alegeam opțiunea de a realiza sondaje față în față. Da. Acum, probabil că legat și de pandemie, da? Deci sondajele telefonice le facem mult mai ușor.
deci în mai scurt timp ca acele față. Dar care este rata media unui chestionar? Chestionarul respectiv, deci vă spuneam că sondajul respectiv l-am realizat în cadrul a două omnibusuri, da, sondaje. Deci a fost sondajul anterior a fost prezentat săptămâna trecută. Rezultatele, deci în cadrul acelui omnibus, 600, dacă nu greșesc, ceva de chestionare. Și ulterior am început o altă cercetare de tip omnibus, în care avem și alte întrebări, nu doar politice, da? Și s-au colectat restul chestionarilor până la 1200 de chestionare. Și nu ne-ați spus din ce bani, cât a costat, cine e comanditarul? Vă spun acum. Deci, întotdeauna pe lângă, vă spuneam, de sondajul de tip omnibus, deci noi ca companie suntem, avem 4 ani de activitate de când suntem și asta este o modalitate de a ne promova serviciile companiei și anume realizarea de sondaje, de studii calitative, cantitative. Deci este din bugetul de marketing prevăzut lunar pentru promovarea companiei. Deci este din sursele companiei date inteligente. Păi da, da, în fiecare lună să faci un asemenea sondaj, cât ar fi? Sunt investiții. Nu cred că pot să vă spun acum, dacă anterior știu că dacă realizam într-o singură cercetare, sunt costuri ce țin de telefonie, de operatori telefonici care activează și deja de partea asta logistică, de organizare. Noi avem deci persoane angajate, da, care primesc salariu lunar și avem și spațiul ăsta de a putea, deci în sondajele de tip omnibus, de ce practic clienții aleg această modalitate? Fiindcă sunt 5, 6, uneori și 12 clienți care avem și plasăm în acest chestionar. În chestionarul respectiv, de obicei, sunt întrebări diferite, nu doar politice. Și noi întotdeauna deci, punem și aceste întrebări politice pentru a le prezenta publicului, pentru a ține la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena politică, fiindcă partea politică întotdeauna a fost interesantă de public. Și ca o concluzie, vă rog, dumneavoastră sunteți sociolog. Da, eu sunt sociolog. Ce se întâmplă actualmente în țară și care ar fi soluțiile, cum ieșim din această criză politică? Era o întrebare dacă avem criză, suntem într-o criză politică sau nu. Ați văzut procentul că circa 90% din populație, da, chiar și cei care nu prea sunt interesați de populație, nu prea sunt interesați de politică, simt că suntem într-o criză politică, da? Fiindcă să ne uităm în jur, deci practic guvernul Chicu a dimisionat, deci există deja o lună de zile de când suntem fără un guvern stabil. La fel, deci nu a fost numit, de exemplu, premier-ministru interimar, domnul Ciocoi. La fel nu a fost numit în sondajul nostru. Asta înseamnă că nu există atâta vizibilitate. Poate domnilor ar trebui să facă mai multe lucruri ca să populația să-l cunoască și să vadă cu ce se ocupă guvernul interimar. Alți indicatori, vedem că nu prea se cunoaște ce se întâmplă, fiindcă apar personalități politice care nici nu sunt în țară, de exemplu, apariția lui domnul Vladimir Plahotniuc, deci cumva Pavel Filip, la fel. Deci există o nostalgie după ce a fost anii anteriori, da? Și asta cred că sunt niște semne de întrebare care ar trebui politicienilor să le dea de gândit, fiindcă nu au din ce alege. Da, există o necunoaștere, o neștire. Deci ce se întâmplă, de fapt? Asta se simte în cadrul sondajului respectiv. În același timp, oamenii înțeleg foarte bine că au nevoie de alegeri anticipate. Da? Asta e un alt indicator care ne arată. Deci criza politică, 90% din populație. Da? Și alt indicator este că există o durință stringentă de a fi organizate alegeri parlamentare anticipate chiar în primăvară. 40% din respondenți, dacă nu greșesc, au menționat această opțiune. Am înțeles. Mulțumim. Da, cu plăcere. Dacă mai aveți și alte întrebări, puteți și ulterior să le adresați. Unde? La Acuș. Da, dacă ați putea, vă rog, să faceți totuși o claritate cu sondajele, în ce perioadă, câte, pentru că 4 zile totuși e ceva timp. Câte chestionare s-au colectat în ultimele 4 zile? Da. Vedeți că noi vorbim de populație generală, da? Deci și dacă nu v-ați gândit cumva la această întrebare să fie cu variante de răspuns, pentru că spuneați dumneavoastră că nu apare nici Ciocoi, nici... Vedeți că
plus valoarea întrebărilor deschise, deci că apar variante de răspuns care noi nu ne așteptăm. Da, iată, domnul Vladimir Voronin, care a fost menționat de 22% și conduce topul că îl văd în funcția de prim-ministru. Iarăși există o nostalgie după ce a fost anterior. Da, Vladimir Plahotniu, Pavel Filip. Deci, plus valoarea întrebărilor deschise este că scot în evidență niște fenomene, niște atitudini, niște... și în cazul nostru, deci cum văd de fapt? Fiindcă atunci când este o listă prestabilită, se citesc variantele de răspuns și practic persoana, chiar dacă nu includem opțiunea altă persoană, care anume, ei totuși se limitează la ceea ce le citim noi. De exemplu, în cine au cea mai mare încredere, acolo există o listă prestabilită, dar sunt în jur de 40 de opțiuni, da, în lista respectivă. Și oricum, sunt persoane care spontan numesc. Da? Chiar dacă noi avem o listă prestabilită, în cine aveți încredere? Păi eu am încredere doar în partidul ăsta, nu mă interesează celelalte. Sunt și astfel de respondenți, oricum, da, da, operatorul oricum citește toată lista. Exact. Deci se citește toată lista, se utilizează alte metode, de exemplu, o altă metodă pentru ca să nu apară de fiecare dată. Spuneți, vă rog, în ce partid de politici aveți cea mai mare încredere? Ca să nu încep întotdeauna cu Partidul Acțiunii Solidaritate sau PSRM, care l-am primul în listă. Utilizăm și metoda de rotire a listei. Deci, la primul respondent se începe citirea cu Partidul Acțiunii și Solidaritate, la al doilea respondent și tot așa ca toate partidele care le avem în listă să le dăm aceeași valoare, da? Să nu fie cumva cineva, fiindcă și din punct de vedere sociologic, noi memorăm primele două, trei lucruri care ni se spun. Da? Ulterior, noi citim lista în continuare, chiar și experimente realizăm, dar omul memorizează primele două, trei și se gândește la ele. Da. Da, legat de ce spuneați dumneavoastră, nostalgie, nu se bat cumva cap în cap, e de o parte 41% că lucrurile merg într-o direcție corectă, pe de altă parte ne este dor de Plahotniuc, Voroni în care erau... Pot să vă spun că populația vrea o schimbare. Păi da, dar schimbarea... Schimbare. Deci nu neapărat, știți cum, da, îi arată direcția, cam ce și-ar dori, cam ce tipaj de personalitate și-ar dori, da, să luăm pe domnul Vladimir Voronin. Altceva ce am observat, deci, probabil că există și o... ce era domnul Vladimir Voronin și ca președinte, deci el cumva ținea sub control mai multe instituții, ceea ce e bine, dar și e rău, da? Adică sunt plusuri și minusuri și într-o... poate se face și o analogie, de exemplu, cum în Statele Unite, deci președintele are și putere executivă, nu doar ca în cazul nostru legislativă. Eu vă mulțumesc frumos și vă doresc multă sănătate, desigur, și succes și baftă în tot ceea ce faceți acolo unde sunteți. Numai bine!